Din punct de vedere economic, perioada cuprinsă între 29 aprilie și 5 mai va fi marcată de faza lunii pline în Scorpion, care va avea loc în ultima zi a răstimpului analizat, dar care evident se află în plină pregătire, în evoluție. E un moment al lunii în creștere până când atinge apogeul. Seara zilei de 5 mai. Din această perspectivă, avem de-a face cu o vulnerabilizare, o punere la încercare a tot ceea ce înseamnă bani, stabilitate, proprietate, bunuri materiale, viziune materială, pragmatism, nevoie de evoluție, creștere și strategie materială. Nu este un context care să privească banii cash și nu este un context care să privească evenimentele pe termen scurs sau pe parcursul a câteva ore. Este vorba de o chestiune de viziune, de principiu, care începe să fie dezorganizată, destabilizată de niște considerente. Ele pot să fie de ordin intelectual, pe baza unor informații, de ordin mental, gândire, atitudine, conștiință, pe baza unor sentimente, de plăcere, neplăcere, respingere sau din potrivă entuziasm și atractivitate, poate să fie vorba de frici, inhibiții, de neputințe și de viziuni personale. Depinde cărui sector ne adresăm. Una este să privim acest tranzit din perspectiva fiecărui nativ, indiferent de soție, și alta este să ne gândim la o categorie de oameni, la o parte din populație, la întreaga națiune, la populația întregii Europe sau a întregului glob. Mecanismul are ecoul la toate aceste paliere. El nu este constructiv, el pune în evidență multe lucruri neplăcute, nefericite, inconvenabile, inacceptabile și mai ales care stârnesc spaimă de viitor, panică, nesiguranță și implicit dorința de a face ceva pentru a contracara, de a lua niște măsuri, de a securiza Ceea ce există ca venit personal este o tendință firească. Există o tendință care nu poate fi nici negată, nici combătută, și nici nu ar fi normal. De deci ce ar fi așa? Această dorință de a proteja și de a trăi mai chipzuit. Din această perspectivă, nu este însă de neglijat că se realizează o combinație care nu e ușor de acceptat și care. Mai am calcul și ceea ce introduce luna neagră, care se află în tranzit prin leu și care va face și quadratură la grad perfect în jur de 3 mai cu soarele, și care va face și quadratură la grad perfect cu luna pe 5 mai, chiar cu luna în fața ei premergătoare, ipostasei de lună plină. Și avem de a face cu un context care are vârful de scurgere chiar în zodia leului, chiar în și spre ori prin. Luna neagră. Și atunci putem anticipa un cumul de situații neplăcute, de măsuri, de inițiative, deloc bine primite de unele persoane, de reacții vehemente, de proteste, de nesupunere și de încercare de negarea lor, de blocare. Nici măcar nu mai este vorba de. Filare, să mă strecor pe lângă lege, să găsesc eu o cale de a ocoli, să fac eu un artificiu încât legea să-și vadă de textul ei și eu de viața mea. Din această perspectivă, contextul astral nu permite aceste slalomuri, aceste soluții individuale, minimale și de moment, ci din potrivă presupune o atitudine fermă și una dintre multele atitudini care se vor Figura în această perioadă este ostilitatea față de măsuri, refuzul supunerii în fața unor acte normative, respingerea unor propuneri sau inițiative și dorința de reformulare a unor domenii de viață financiară, materială, industrială, comercială, instituțională, care sunt vizate de aceste mecanisme. Mai întâi este vorba de ce vor și ceea ce pot să facă oamenii, și apoi este vorba de ceea ce li se impune unor instituții prin aceste acte normative, să facă, să ceară, să coordoneze. Și atunci oamenii încep să treacă pe planul 2 problemele lor personale și le pun pe acestea publice în prim plan, pe ideea că acolo trebuie produsă o schimbare de viziune sau acolo trebuie blocat un anume mecanism să prindă rădăcină și să înceapă să producă efecte.